Amenajat după modelul grădinilor vieneze, studenții pot alege parcul central ca loc de recreere după orele lungi de curs sau de învățat. Aleile din pavele șerpuiesc printre zecile de specii de arbuști și flori, iar fântânile dau o doză de prospețime. Tinerii pot veni în parc chiar și pentru a-și exersa calitățile artistice la unul dintre cele două piane montate în parc. Modernizarea parcului a durat 2 ani, însă așteptarea a meritat, o spun chiar tinerii care aleg parcul central ca loc de relaxare. L-am întâlnit să discutăm despre o pasiune comună și un loc mai bun ca parcul n-am fi putut găsi. Îmi place parcul, adică așteptam de mult să se deschidă. Foarte fain și liniște și e fain. Parcul central Anton Scudier este unul dintre cele mai vechi parcuri din Timișoara. Lucrările de reabilitare au început în 2017 și au costat municipalitatea 1,6 milioane de euro.